Afinele sunt fructele de pădure bogate în antioxidanți și vitamina C, cu ajutorul cărora poți pregăti o mulțime de preparate dulci, dar și ceai de afine, lichior de afine ori afinată. Afinata este băutura care se prepară în timpul verii pentru a putea fi consumată în sezonul rece, deoarece are nevoie de câteva luni de macerat pentru a deveni o licoare aromată numai bună de consum. Este o băutură întâlnită în toată țara, indiferent de zonă, dar rețeta ei diferă de la o regiune la alta, în funcție de obiceiurile locului. Afinata de casă, rețeta este foarte simplă. Ingrediente: 5 kg de afine, 2 kg de zahăr, 1,5 litri de alcool de 80 de grade. Afinele proaspete se curăță de codițe, se spală bine sub jetul de apă rece. Într-un vas mare, indicat o damigiană din lemn de 8-10 litri, se pune pe rând cât un strat gros de afine, un strat de zahăr, un strat de afine și se continuă până când termin toate ingredientele. Damigiana se leagă la gură cu o bucată de tifon și se lasă la soare, pentru a se dizolva în totalitate zahărul. Atunci când zahărul este topit și totul arată ca un sirop de afine, se adaugă și alcoolul de 80 de grade. După acest pas, damigiana coafinată se închide cu un dop de plută și se lasă la păstrat într-un loc răcoros și uscat timp de 2 săptămâni la macerat. După acest timp, afinata se mută în sticle curate și sterilizate și se păstrează într-un loc răcoros și întunecat. Afinele din afinată pot fi păstrate și folosite ulterior pentru diferite preparate precum bomboane cu alcool sau prăjituri. Relatează libertatea.ro.